Dimineața, într-o postare pe pagina de Facebook, poliția română aduce lămuriri cu privire la modul în care trebuie să facem cumpărăturile pentru Paște, dar cu respectarea legii. Puteți merge să luați carnea de miel, dar trebuie să aveți la dumneavoastră cartea de identitate și declarația pe propria răspundere. În aceasta trebuie să bifați punctul 2, adică asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor. De asemenea, polițiștii recomandă să meargă la cumpărături o singură persoană din familie. Aveți grijă și de la cine cumpărați carnea de miel. Comerciantul trebuie să aibă autorizație și să respecte toate condițiile igienico-sanitare. În acest an, comercianții nu mai au voie să vină cu turmele de oi în apropierea orașului, dar puteți cere ca mielul să vă fie livrat acasă. Poliția trage un semnal de alarmă și pentru vânzători. Aceștia trebuie să aibă la ei documentele necesare conform ordonanțelor militare, să prezinte cumpărătorului actele de proveniență a mărfii și să îi dea bonul fiscal.